găsit, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom pregăti împreună o turtă. Turtă de făină de mălai. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie și modul meu de preparare. Avem nevoie de 750 de grame de mălai, 3 linguri de făină, o linguriță plină cu sare, 1,5 litri de apă, încă 2 linguri de făină pentru a spoi turta. Punem o cratiță pe foc, adăugăm apa, adăugăm sarea și așteptăm să clocotească. Și pentru că apa noastră clocotește, punem din făină, din mălai, cam 2 mâini de mălai. Și facem un fel de păsat, așa se cheamă. Și așteptăm să fiarbă un pic, să mai dispară din spumă. Nu foarte mult, câteva minute, 2-3 minute. Și pentru că păsatul nostru fierbe, uitați, aproape că a dispărut și spuma, oprim aragazul, oprim din acest păsat două polonice este suficient. Acum o să trecem la frământat. Ne apucăm să mestecăm mălaiul și pentru că eu nu am căpestere ca bunica mea și nu am nici mestecău, o să facem în aceeași cratiță în care am făcut păsatul și o să folosim o lingură mai mare de lemn. Acum începem să încorporăm din mălai. Să frământăm, amestecăm. Deci care este diferența între mălai și turtă? Cel puțin la mine în zonă, la Gorj. În mălai se pune mai multă făină, iar în turtă se pune mai puțină făină de grâu, mai mult mălai. Mălaiul făcea bunica mea mai moale, turta o făcea mai tare, compoziția era mai tare. Acum presărăm și făina. O amestecăm pe toată și amestecăm foarte bine. Eu de asta îi țineam de căpăstere lui bunica mea. Eu sunt singură, este mai greu. Uitați. Deci, după cum v-am spus, compoziția este mai tare, pentru că bunica mea îl răsturna pe crăpător. Era, așa îi spuneam noi, crăpător. Și această procedură cu a adăuga făina la noi se numește împielmat, adică omogenizat, nu știu exact, amestecat să traduc, dar așa spunea, împielmez mălaiul, turta. Și l-amestecăm în jur de 5 minute așa.
îl frământăm. Făina care am adăugat-o este făină integrală, făină neagră. Așa folosea bunica mea. Am terminat de frământat turta. Acum o aducem așa într-un loc. Așa făcea bunica mea, dar bunica mea o frământam, uitați să vă precizez, așa fierbinte cum era, o frământa cu mâna. Cu mâna, efectiv cu mâna. Ea nu folosea ca mine lingură, folosea la început mestecăul până se îngroșa. Și când începea să se îngroașă și nu mai putea cu mestecăul, îl frământa cu mâna. Și să vă mai spun încă ceva ce făcea bunica mea când era singură. Lua căpesterea, o punea jos și ea se așeza pe un scăunel din acela micuț și căpesterea o punea așa între picioare și ținea cu cele două picioare de căpestere ca să poată să frământe turta. Și se descurca foarte bine și singură, așa că și eu m-am descurcat foarte bine singură. Acum o lăsăm la o parte și am o tavă. Eu am o tavă rotundă și o foaie de copt, care am copt-o pâine. Nu are nimic, e încă foarte bună. Răsturnăm turta. V-am zis, bunica mea nu se ajuta decât de mână, nu ca mine cu tot felul de ustensile. Dar principalul e să iasă la fel de bună ca a ei. Nu contează cum o facem. Vedeți? Aceasta este diferența între turtă și mălai. Mălaiul este mai moale și turta este mai tare. Adunăm tot. Ea așa se ajută. Cu mâinile ude, cu apă rece. Uitați. O aducea și făcea o formă rotundă. În păsatul care l-am oprit, adăugăm cele două linguri de făină. Amestecăm bine, 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 până obținem ca o pastă. Turnăm peste turtă tot acest amestec și tot cu mâna bunica mea o spoia. Uitați, așa, o spoia. Parcă o văd făcând turtă.
Dar îl făcea mare, o făcea mare, nu ca mine mititic așa. O făcea pentru mai multe persoane. 9-10 persoane. Eram 9 persoane în fiecare zi la masă. Sunt mândră că am trăit aceste tradiții. Ea nu punea pe hârtie de cop, bineînțeles, o punea pe crăpător, după cum v-am spus, și o băga direct în cuptor. Pe vatră. Așa se spunea, pe vatră. Acum ea cu o furculiță așa făcea, făcea niște modele în mălai. Acum o dăm la cuptorul încins, la 200 de grade, pentru aproximativ 2 ore, 2 ore și jumătate. În jur de 2 ore și jumătate. Eu am făcut testul cu mălaiul, cam 2 ore și jumătate. Nu este același lucru ca pe vatră. Turta noastră este gata. A stat în cuptor 2 ore și 30 de minute. Acum o lăsăm să se răcorească un pic și o să o și tăiem. Turta noastră s-a răcit, o putem tăia acum. Este foarte, foarte crocantă. Așa o tăia bunica mea. Uitați cum arată. Este foarte bună. Eu vă invit și pe dumneavoastră să o încercați și să-mi lăsați comentarii, să-mi spuneți dacă v-a plăcut rețeta. Și nu uitați în primul rând să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a putea viziona toate filmulețele mele. La revedere!